În cursul zilei de astăzi, polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin au oprit pentru control un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 25 de ani din județul Caraș-Severin. Testarea șoferului cu aparatul DragTest a rezultat pozitiv la substanțe psihoactive. Tânărul în vârstă de 25 de ani din localitatea Bocșa, Caraș-Severin, conducea autoturismul în Drobeta Turnu Severin pe strada Gheorghe Șincai după ce a consumat cocaină. Acesta a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism. Astăzi, polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat în trafic un tânăr de 25 de ani din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Șincai după ce a consumat substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost condus la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. După testarea acestuia și confirmarea faptului că acesta consumase substanțe interzise, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumuri publice sub influența substanțelor psihoactive.